Bună seara, e ora 7 și vă invităm în mod tradițional pe Undă Verde la discuții, franc, verde în față, deschis, curajos, despre problemele din jurul nostru. Azi avem oaspete Hăt de la Bistrița, pe domnul Dan, cum vă rog, n-a uitat. Ciobănică Dumitru Daniel. A, Dumitru Daniel Ciobănică, activist verde, implicat în viața publică, care înțeleg că are și plan să candideze la primărie din Bistrița când or fi alegerile, dacă nu vor fi la anul. Sperăm că nu se întinde carantina asta pe mult timp. Și îl salut de asemenea pe Silviu Dumitru, secretar general al Partidului Verde. Trebuia să mai vină și alt activist de la Bistrița. Dacă reușește să intre, o să fie bine să auzim și o voce alternativă de acolo, din Nord. Dacă nu, îl auzim, îl ascultăm pe domnul Ciobănică să ne facă o scurtă prezentare a activității verzelor de la Bistrița, Năsăud sau măcar din orașul Bistrița. Da, mă numesc Ciobănică. Bună seara, în primul și în primul rând, pentru toată lumea care ne urmărește. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră în această emisiune și verzii la Bistrița se mișcă. Am desemnat un candidat pentru primăria Bistrița în persoana mea, Ciobănică Dumitru Daniel, pe un proiect care l-am conceput împreună cu domnul Bălan, președintele partidului, cu domnul Lucian Moldovan și cu cetățenii cu care am discutat de-a lungul timpului, eu având o activitate de alimentație publică. Sunt două locuri în Bistrița care se cheamă Wall House și Casa cu Bere. Și am interacționat cu foarte multă lume și am aflat foarte multe lucruri care îi nemulțumesc. Proiectul care l-am conceput pentru primăria Bistrița se intitulează Bistrița altfel și este structurat în cinci mari direcții. Unul care pleacă, toate cele cinci direcții pleacă de la tradiția noastră a tuturor și a orașului. Și mă refer aici la educație, cultură, calitatea mediului înconjurător, viață și sănătate, mobilitate urbană și al cincelea punct este dezvoltarea economică. Fiecare punct are subcapitole și când ne referim la primul punct, educație, aici noi am gândit și în special eu am ținut foarte mult pe direcția asta, viitorii cetățeni ai orașului, care să le dăm o educație încă din școală în ceea ce privește spiritul civic și să cunoască foarte bine istoria orașului. Iar noi ca și program avem să vă arăt și ziarul, ca să o să scoatem și un ziar. Deja l-ați tipărit sau asta e o schiță, e un proiect? Este mostra, uh-huh. El este la tipar când se va ridica toată nebunia asta care o avem acum cu pandemia de care ne înconjoară, o să îi dăm drumul la acest ziar. Așa arată el, program pentru Bistrița altfel. Da? Aici sunt cele cinci capitole despre care am vorbit. O să găsiți tot conținutul ziarului pe pagina mea de candidat politic, Ciobănică Dan Dumitru. Cine intră de pe Facebook, caută numele și o să găsească candidatul politic din partea verzilor. Ziceați despre educație. Nu se ocupă de educație Ministerul Învățământului, Guvernul? Cu ce poate să contribuie primăria în plus? La partea asta, da. Din ce am discutat cu oameni care sunt în structurile educației, s-a constatat o chestiune care este foarte, foarte importantă, școala puțin altfel. Și aici mă refer la step by step și programul after school.
cetățenii fiind foarte ocupați cu lucru, cu asta nu mai au timp de copiii lor și atunci noi să venim și să sprijinim aceste programe. Din în momentul ăsta la Bistrița sunt 50 de clase de step by step și discutând cu oamenii care se ocupă s-a constatat următorul fenomen, că copilul se dezvoltă din punct de vedere atitudine altfel și are o atitudine pozitivă, el se dezvoltă în comunitatea lui și primește informațiile de care are nevoie și pentru rezolvarea temelor și pentru orice lucru pe care el îl face. Am auzit colegii noștri tot din nord, de la Târgu Mureș sau de la Timișoara, au și idei de reformare în genere a sistemului de învățământ. Probabil dumneavoastră nu aveți astfel de preocupări decât să îmbunătățiți sistemul existent. La momentul ăsta este Ministerul Educației care el implementează. Noi ca și primărie putem să dezvoltăm, adică să punem la dispoziție școlile pentru programul ăsta, să suplimentăm cu oameni care să se ocupe de această problemă a elevilor. Probabil ca și în orice localitate, la Bistrița tot există copii care nu prea frecventează orele din diverse motive, dar mai ales pentru că părinții nu prea au cu ce să le cumpere rechizite, nu prea au cu ce să îi îmbrace la școală. Aveți informații de felul ăsta? La Bistrița, în zonele rurale, acolo se mai întâmplă aspectul ăsta. În partea de oraș, oamenii, din punct de vedere financiar, ei stau foarte bine. Dar copiii au nevoie de atenție. Și mă refer aici că în programul care l-am conceput avem și suplimentarea programului lapte, corn, fructe și legume, care Guvernul României la momentul ăsta, 2019-2020, a dat un leu 92 pe zi pentru fiecare copil. Și autoritățile locale au posibilitatea să suplimenteze acest pachet din fondurile proprii. Eu mă gândesc ca toate școlile care au cantine prevăzute în proiectul lor, că sunt foarte multe școli care au un spațiu alocat pentru cantină și care nu este folosit, acestea să fie repuse pe linia funcțională și noi de la primărie să putem să asigurăm partea de suport prin personal și îmbunătățirea pachetului alimentar. În condițiile astea, oamenii, cei care sunt la control pot să supervizeze, spre exemplu, Direcția de Sănătate Publică va putea să verifice cantinele ca ceea ce primesc elevii să fie un pachet cu adevărat hrănitor. Și ar trebui văzut cum se distribuie pachetele astea, pentru că vin unii copii cu hrană de acasă sau foarte bine hrăniți acasă și salintă, strâmbă din nas când văd mâncare de la cantină, iar alții ar mânca și porția celuilalt, dar e rușine să o ia sau nu o primește. Și trebuie gândit poate un fel de bufet suiet de ceva fiecare să-și ia cât poate mânca, pentru că foarte multă mâncare se aruncă și pleacă angajații cantinelor deseori cu traista burdușită de mâncare aruncată și noi ca ecologiști ar trebui să ne gândim și la aspectul ăsta. Și de asemenea a zis de corn și lapte, știu că așa se numește programul guvernului, dar eu vegan fiind, tare aș vrea să aud și de fructe și legume în meniu. De exemplu, de ce nu li s-ar da un măr la fiecare masă și se poate da în împrejur măr, de exemplu, cel mai răspândit fruct în lume și cel mai e de ajutor la însănătoșirea nației. Da, aveți dreptate. Discutând cu copilul meu care acum a depășit pragul ăsta gimnazial, mi-a spus următoarele lucruri. Tata, primeam câteodată cât un măr care era plin de viermi. Adică
n-aveai ce să faci, s-au stricat, s-au bătut, n-avea niciun aspect, n-avea nicio legătură cu partea de În alimentație. așa Sau caz n-ar trebui învățat copilul să denunțe chestia asta administrației, școlii, părinților măcar și după aceea părinții se ia atitudine. De ce li se dă produse stricate copiilor? Pentru că e chiar nesănătos, nedemn, umilitor. Trebuie așa cineva să e. răspundă când n-au depozitat bine sau când au cumpărat bine produsele cele înainte să le dea copiilor, evident trebuie alese, nu? Numai spun că Eu, trebuie spălate, că lor nu le dă în gând să le spele înainte de consum. ca să evit toată această discuție, am gândit un sprijin și pentru producătorii locali. Pentru că noi în zonă avem foarte multe fabrici de lapte, avem foarte multe fabrici de patiserie, avem foarte multe fabrici de mezeluri și, cum să vă zic, partea de producători locali ar avea în fiecare zi o piață de desfacere constantă și am ajutat și pe ei cu implementarea programului respectiv. Asta e și prerogativa Ministerului Educației sau a Direcției Educației Județene. Ei probabil fac licitațiile pentru a cumpăra produse și nu știu acolo, aleg prețul cel mai mic sau au prioritate producătorii autohtoni. Asta ar trebui să fie și o politică națională, dar e de discutat și în interiorul partidului și la nivel public. Am văzut un interviu, nu știu, recent cu dumneavoastră. Acolo vă laudă că sunteți și sportiv de performanță, nu chiar practicați sportul, dar alergați ca arbitru. Ați alergat o vreme pe marginea stadionului. Și am văzut că în programul dumneavoastră electoral aveți idei și de însănătoșire a populației, a cetățenilor, prin implicarea în activități sportive. Probabil nu doar sport de performanță, ci și sport de întreținere, pentru că e foarte necesar. Iată, și acum, pe timp de pandemie, se mândresc cei care au imunitatea bună și poate să supraviețuiască virusului, cât timp încă nu s-a Categoric. inventat nici tratament, nici vaccin. Tot la capitolul educație, o altă măsură care am propus-o pentru primăria Bistrița este dezvoltarea resurselor umane din primărie. Adică oamenii să primească informații ce trebuie să facă. În momentul ăsta te duci la un ghișeu și te trimit la încă 5, că nu știu exact care ce să facă. Și transparența deciziei primăriei trebuie să fie pentru public. Iar vis-a-vis de sport, tot la educație, noi vrem să promovăm sportul ca instrument de educație și recreere pentru tinerii cetățeni prin activitățile care am amintit mai devreme, competiții sportive, jocuri și așa mai departe. În programul în care l-am făcut pentru Primăria Bistrița, în momentul ăsta stadionul orașului Bistrița, Jean Pădureanu, unde a activat echipa de fotbal Gloria Bistrița până acum 5 ani, în Liga 1, vrem să-l aducem la primărie. Am discutat și cu executorul stadionului, care în momentul ăsta a spus că el ar putea să-l închidă cu lacăt, dar nu poate să facă asta până când o să găsească un cumpărător, dar nu poate să facă asta pentru că cetățenii n-au unde să meargă. Și atunci, tot ca suport și bază pentru toate sporturile, stadionul Jean Pădureanu să fie locul în care viitorii cetățeni să se poată antrena, pentru că acolo sunt sub tribune, că acolo am crescut eu, sală de atletism, sală de box, sală de haltere, vestiare, tot ce este necesar pentru ca partea de tineri să practice sportul. Dar ei au nevoie și de exemple. Și dacă nu o să aibă exemple la îndemână, nu poate să urmeze direcția respectivă. Păi Spre iată, mi-ați exemplu, cum ridicat mingea la fileu, tocmai mă gândeam că de ce numai tinerii, că și aici în București locuiesc, în sectorul 6, merg în parcul ăsta în care s-au băgat milioane și găsesc doar terenuri de joacă, instrumente sportive, doar pentru copii, pentru tineret.
Eu dacă vreau să mă ridic la bară, bara e aici, trebuie să-mi doi picioarele. De ce se gândesc numai la viitoare generații, dar nu se gândesc și la noi, cum a zis și dumneavoastră, tinerii, copiii, de la cine să învețe comportament din ăsta grijuliu pentru sănătatea, pentru... de la cine să ia exemplu, dacă maturii nu au unde să se ducă, sunt doar niște bare de scuturat covoare și acele tot sunt cam joase. Cred că nu doar stadionul ar trebui dotat cu astfel de instrumente, ci chiar cumva și curțile dintre blocuri, la o distanță accesibilă, să fie paralelă, bară, niște chestii elementare de întins spatele. Foarte multă lume suferă și de obezitate și de probleme de coloană. Corect. Lângă stadionul municipal se găsește în acest moment pădurea Codrișor. Pădurea Codrișor poate să fie transformată într-o pădure parc în care să existe piste de alergare, piste pentru bicicliști, terenul de sport, handball, tenis, volei, pentru că în acest moment toată lumea face sport pe bani. Vreau să vă spun că fiul meu are talent în direcția fotbalului și a fost necesar să-l mut la Cluj, el fiind selecționat la o echipă de copii și juniori care cu asta se ocupă, crește copiii pentru marea performanță. Și a fost necesar să-l mut datorită lipsei sportului din Bistrița. Sportul de performanță e cumva o industrie. Mie e mai drag și mai interesant mie sportul de mase. De mase. Dar și industria asta atrage foarte multă lume și poate că motivează și poate că e bine că există sport de performanță, pentru că oamenii își canalizează energiile în microbism, în ținem cu Simona, ținem cu Temir ce jucători de scrimă, decât să aibă intrigi din astea interetnice, interreligioase, să pornească războaie, mai bine să se întreacă în sport. Vis-a-vis de sportul de masă, la momentul ăsta în Bistrița Năsăud, după ce se termină activitatea școlară, toate școlile sunt închise. Vrem să redeschidem școlile, terenurile de sport ale școlilor pentru sporturile de masă, tot ce înseamnă copii să aibă unde să se joace. În acest moment, datorită aglomerației urbane și construcțiilor care sunt anapoda, să zic, oamenii și copiii nu au unde să facă mișcare. Avem un singur parc la Bistrița în care există și piste de bicicliști și parte de trotuare pentru cetățeni și atât. Partea de baze sportive, tot ce înseamnă școli și altele noi pentru cetățeni, pentru a face sport, îs. Apropo de piste de bicicliști în parc, eu și biciclist de foarte mulți ani și știu că în parc e aproape imposibil să mergi pe pistele cele, pentru că tot timpul umblă oameni cu cărucior, cu copii, cu bătrâni de tot felul, trebuie să-i claxonezi sau să-i ocolești pe gazon. Deci pistele de bicicliști în parc sunt poate tot pentru copii care nu știu reguli de circulație, care nu vor să tem părinții să-i lase în trafic. Dar pentru bicicliști e necesară infrastructură chiar pe carosabil, pe prima bandă, eventual să fie dedicată transportului public și bicicliștilor, sau să fie pista aparte dacă e destul de la trotuarul. Nu știu dacă aveți așa ceva în Bistrița, dar cum sunteți aproape de Europa, e posibil măcar câțiva kilometri. Nu, nimic. Cum, la Vaslui am văzut și la Bistrița Ioc? Nu, Ioc. Au fost promisiuni electorale și atât. Noi în programul care îl avem ne-am propus undeva la 60 de kilometri de pistă pentru bicicliști. Și pe tot ce înseamnă pădurea parc, pădurea Codrișor, să fie amenajată cu piste de bicicliști pentru teren variat, adică nu numai pistă dreaptă. Da, cum e relieful la Bistrița? Că eu am trecut ultima oară prin 2000 pe acolo și nu mi-amintesc, chiar am tot timpul în drum spre Europa. Permite pedalatul? E plat ca Bucureștiu sau deluros ca Clujul? Permite, are și deal, are și plat orașul.
ca și suprafață. Dar sigur nu e munte, da? Deci nu e imposibil. Nu e munte. Muntele e undeva la 70 de kilometri. Fain. Silviu zice că l-a putut atrage în discuția noastră pe un reprezentant al județului Teleorman. Tot ar fi premieră, când n-a vorbit nimeni până acum. Dacă n-a reușit să dea de domnul moldovan de la Bistrița, o să vorbim cu omul din Teleorman. Domnul Dumitru Ciobănică. Tot în Vreau să interviu. intervin puțin. Da, Silviu. Da, eu sunt Silviu Dumitru, da. Vreau să intervin puțin față de ce a prezentat colegul meu de la Bistrița. E un program, într-adevăr, complex, are, e bine structurat și, ca idee, o să-l propunem și la celelalte municipii unde ar putea fi adaptat. Ideile bune Vă rog, trebuie luate și interpelare, domnul Silviu, și dacă sunt idei date și la ceilalți care colegi. se pot dezvolta sau îmbunătăți din programul care l-am gândit, sunt deschis. Pentru că eu am lucrat într-o companie Sigur. multinațională înainte să fac partea de afacere proprie și întotdeauna informațiile veneau de jos în sus și nu noi știm totul absolut. Și atunci orice discuție legată de orice idee care se poate dezvolta și merge într-o direcție care să fie benefică pentru cetățeni, că până la urmă de asta vrem să mergem în direcția asta politică și pe mine chestia asta m-a convins să candidez și să intru în politică și am vrut să intru într-un partid curat cum sunt Verzii și într-un colectiv de oameni care e super deschis la minte și prețuiește valorile care le avem în momentul ăsta. Tot în interviul acela pe care l-am citit cu dumneavoastră, povesteați cum acum 20 de ani ați ajuns prima dată la Bistrița și v-a impresionat că era foarte Da, acum curat ne vedem. orașul. Mai e la fel de curat sau e necesar să se revină cu măturile, cu autospecialele? E necesar, pentru că partea carosabilă lângă borduri e plină de praf și străzile la cea mai mică ploaie așa se inundă. Deci acolo îi de lucru Și și fix tot pe ce înseamnă acolo, partea. și fix pe acolo sunt nevoiți să meargă bicicliștii pe prima bandă Da, sau da, la da. un metru de bordură. Și pe acolo, dacă sunt gropi de nivelări sau praf, e mare risc de derapare, intri sub roțele transportului și te faci zob. Nu Corect. întâmplător numărăm în fiecare an multe victime ale pedalatului periculos. Îl salutăm Corect. și pe domnul Covaci, Jean Dina Covaci din Teleorman. Salut. Îl rugăm Salut. să se prezinte, dacă e posibil să întoarcă telefonul pe orizontală, dar nu e musai, să ne spună cum stau verzii acolo. Carte de vizită a Partidului Verde. Ce rol aveți în partid? De cât timp activați? Ce planuri aveți? Vă salut, dragi colegi. Vă salut. Oameni buni, sunt ecologist de foarte mulți ani. Am candidat la primăria municipiului Roșior de Verde, județul Teleorman, din partea Federației Ecologiste din România, în anul de grație 2000. Am făcut un periplu, să spun așa, liberal, de vreo 20 de ani, datorită faptului că Federația Ecologistă se desființase la un moment dat și iată că acum m-am întors la... La activismul verde, dar ați dispărut pentru că n-aveți semnal. Vă bruiază. Avem posibilitatea. Ne auzim? Abia acum ați revenit. Sunteți 3G, nu aveți Wi-Fi pe aproape, da? Am Wi-Fi, dar trebuie să intru în casă. Vă putem E aștepta, am bine vrea și să pe... avem semnalul bun. Sau puteți să opriți camera și doar să vă auzim. Și atunci o să vină măcar sunetul cu voce măcar să audă bine. Dar dacă intrați în casă, e și mai bine. Ia să vedem. Acum e mai bine? Da, perfect. Da, acum este mult mai bine, da, într-adevăr. Ce să vă spun? Este foarte greu.
Este foarte greu în Telorman cu acest partid, adică să faci organizații. De ce? E destul de puțin cunoscut partidul. Dar de acum, practic, înainte vom începe să reconstruim ceea ce a fost. Eu zic că lucrurile vor evolua foarte bine. Am strâns în jurul meu, apropo de calitatea de care m-ați întrebat, sunt președintele interimar al organizației județene Telorman. Am început și reușesc, din fericire ne auzim. Da, da, e în regulă. În regulă, da? Nu prea. Să atrag de partea mea oameni de foarte bună calitate, profesioniști în domeniile lor de activitate, oameni cu o conduită, zic eu, foarte bună, poate chiar ireproșabilă în societate, oameni care cred în curentul verde, care cred în acest partid. M-au întrebat, bineînțeles, cine este președintele, le-am spus că este maestru Florin Călinescu. Oamenii, cel puțin în prima fază, sunt încântați, să vedem ce o să fie pentru mai târziu. Eu v-am mai ascultat pe voi și aș avea câteva chestiuni pe care aș vrea să vi le propun și să fie teme de discuție. Acest județ este condus de diletanți, de oameni care n-au legătură cu viața reală, de oameni care n-au legătură cu profesionalismul, n-au legătură cu absolut nimic din ceea ce ar trebui să fie. În acest context, dar nu numai acolo. Acești diletanți au ajuns să conducă România o vreme. Da, și avem exemple recente de la Videle, cunoaștem foarte bine. Deci nu, nu, nu o spun, acum scuzați-mă că v-am întrerupt. Vă zic, părerea mea este că la toate județele se întâmplă chestia asta, nu numai la dumneavoastră, să știți. Eu am călătorit destul de mult, să spun, în țară și suficient cât să-mi fac niște păreri, eu știu, apropiate de realitate. Dar totuși Telormanul, din punctul meu de vedere, a fost lider la un moment dat și ne-a dus într-o zonă în care ne aflăm acum, iar în Telorman chiar au aprofundat această stare de spirit. Adică avem agramați în funcții de conducere, gen prefect, președintele Consiliului Județean, mulți consilieri județeni, directori de deconcentrate și alți directorași pe aici în Telorman, care, dacă le dai dictare, reinventează limba română. Și cum se explică oare? Cum se explică că sunt votați? Nu cumva clasa politică reprezintă societatea, masa alegătoare? Într-o oarecare măsură, normal că o reprezintă, pentru că ei au un bazin de votanți, un bazin permanent, care este foarte educat, între ghilimele fie spus, ies foarte ordonat la votări. Ei nu știu ce votează, dar votează și știți bine la ce partid mă refer, asta la PSD-ul, bineînțeles. S-au aplicat toate metodele posibile cunoscute și mai puțin cunoscute de corupere a electoratului de stânga, să-i spunem, ca să nu zic altfel. Și iată că au ajuns să conducă. Pot să vă întreb ceva? Vă rog. Sigur, puteți, e discuție liberă, îndrăzniți. Puneți-mi, vă rog, ați făcut o analiză câți oameni au ieșit la vot din bazinul de total votanți cu drept de vot? Undeva, deci în Telorman undeva la 60%, 50, 60, 60, depinde. De exemplu, la locale se iese mai mult, la parlamentare mai puțin, la europarlamentare și mai puțin. Eu vreau să vă spun că am făcut o analiză la Bistrița și în anul 2016 au ieșit 38% la vot. Aia înseamnă că minoritatea a decis pentru majoritate. Și cred că noi toți, dacă ne vom uni forțele și vom vorbi cu cetățenii și vom discuta cu ei despre programele noastre, despre ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, la alegerile care, când vor fi ele, o să iasă lumea la vot.
Asta este părerea mea și sunt foarte optimist, pentru că oamenii nu înțeleg politica și până acum au votat partidele. Mi-a plăcut un slogan al dumneavoastră, tot pe site undeva l-am văzut, că dacă nu vreți să vă croiți voi soarta să o faceți cum vreți, trebuie să o acceptați soarta pe care vă fac alții. Deci mi se pare un slogan bun ca să încurajăm pe oameni să iasă din lene, din frică. Cel mai bun exemplu e anul 2016, când au ajuns, duceți-vă aminte că au ajuns cu 40 ceva la sută prin redistribuire, au fost majoritari, da, în Parlament, dar practic ei au avut undeva real un 15%, adică gradul de reprezentativitate a lor a fost foarte mic. Nu mai spunem câți au ajuns primari datorită șmecheriei asta cu un singur tur și au ieșit la vot 20%, cu 10% cineva a ajuns primar. Sau primară, iată, capitala e condusă de Gabriela Firea. Aici, treaba cu două tururi, să știți că a fost unanim acceptată la un moment dat, pentru că marea problemă a României a reprezentat-o USL-ul, când atunci practic a fost destructurat PNL-ul, în sensul că partea liberală reală a fost dată la o parte. PNL-ul, pentru niște promisiuni, zic eu, iluzori, a acceptat acel compromis cu alegerile tur, s-a ajuns la un 80%, aduceți-vă aminte, atunci cu USL-ul, ceea ce însemna dictatură, adică practic nu mai aveam niciun fel de opoziție în țară. O alianță contra naturii, dreapta cu stânga, deci multe, multe, multe neclarități, multe neajunsuri. De-aia s-a și ajuns în clipa de față unde s-a ajuns. Păi și așa cadrul legal nu prea permite participarea candidaților independenți, de exemplu, pentru că e ireal să aduni 100, cât acolo, 1% din numărul de alegători ca să poți candida, sau partidele neparlamentare trebuie să adune câte sute de mii de semnături ca să se înscrie în cursă. Degeaba ai permis la 3 oameni să înregistreze un partid dacă nu-i lași să participe în alegeri. Nu, asta este, observația este foarte corectă. Teoretic ai posibilitatea, practic nu ai pe această posibilitate, deci e foarte corectă observația. Oricum, revenind, ce vreau să vă spun? O parte din, să zicem, lumea educată, da? Cel puțin aici în Telerman, clar că a ajuns la următoarea concluzie. Toate partidele, ori și PSD-ul și PNL-ul și PMP-ul și toate care sunt acum pe scena politică, sunt erodate și au o mare problemă de imagine și de credibilitate. Am putea să venim cu o ofertă foarte, foarte interesantă. E, lucrul ăsta nu ține neapărat numai de noi. Domnul președinte Florin Călinescu, vă dați seama că are o imagine foarte, foarte bună în rândul oamenilor. Adică e un om care nu știu cu ce a greșit și dacă a greșit, oricum greșelile au fost invizibile, cel puțin în spectrul ăsta politic. Dar ar fi trist să fie partidul reprezentat de un singur om, oricât de carismatic și de popular ar fi. Omul ăsta ar trebui să aibă o echipă credibilă în spate și în raioane și în județe și în capitală. Rog pe cine nu vorbește să închideți microfonul pentru că îl bruiați pe domnul Covaci. Deci ce se întâmplă? Da, într-adevăr, un președinte nu poate să facă un partid dacă nu are și o echipă. Asta este foarte, foarte adevărat. Dar gândiți-vă că suntem la început de drum toți. Adică cam în toată țara, din discuțiile pe care eu le-am avut cu dânsii la București, lucrurile sunt în fază incipientă, ceea ce nu e un lucru rău. În schimb, avem nevoie de o imagine, de o definiție, nu știu, de o, să-i spunem între ghilimele, de o teoremă pe care nu știu dacă o avem în clipa de față. Profilul alegătorului din România clar că aduce în discuție foarte mult liderul partidului. Vedeți că la televizor, pe media, de obicei vorbesc liderii partidelor. Bineînțeles că și cei care fac parte din echipa lor, dar în principal mesajele
cele mai importante sunt transmise de liderii partidelor către teritoriu, către oameni, către electorat, către simpatizanți, către membri. Dacă ai acces la televiziuni, că televiziunile toate sunt cam dependente politic și te dau numai dacă ești cotizant la bugetul lor, altfel te ignoră și rămâi doar pe internet. Și atunci pe internet încap toate vocile sau multe voci, un cor de voci din partid. Este foarte adevărat, dar vreau să vă spun că în Teleorman internetul este încă o necunoscută pentru foarte mulți. Deci mergem în mediul rural, unde vă spun, populația din mediul rural în Teleorman, să știți că este îmbătrânită sau chiar foarte îmbătrânită. În schimb, au drept de vot. Oamenii de ani de zile buni, poate de 30 de ani de zile, votează în necunoștință de cauză, din păcate. Eu știu ceea ce vreți să spuneți și susțin ideea asta cu netul, e foarte adevărată și s-a văzut în anumite situații. La alegerile europarlamentare am monitorizat fix în județul Teleorman și am fost pe la bătrâni pe acasă la care au venit cu urna și nici nu știau ce li s-a dat și unde s-a aplicat ștampila. Reprezentantul comisiei a aplicat ștampila sau le spunea unde s-a aplicat ștampila. Oamenii ce habar n-au pe ce lume trăiesc. Mergeam în urma urnei și verificam asta și ne-am informat. Știm, dar asta se întâmplă cam peste tot. Așa este. Ei, acei oameni, să știți că nu sunt răuvoitori sau rău intenționați. Sunt doar dezinformați sau lipsiți de informație. Totuși, cei mai mulți sunt tineri care nu merg la vot deloc. Ăsta este un segment care trebuie mobilizat, motivat. Chiar mobilizat. Da, este foarte adevărat. Dar vin și întreb. Care este oferta? Ăsta este lucru cel mai greu în clipa de față. Lumea politică a devenit necredibilă, începând de la tineri până la bătrâni. În momentul în care vii cu soluții, poate că foarte bune, dar care par totuși iluzorii, lumea nu te mai crede. Trebuie găsit un mesaj pentru oameni care să reflecte strict și doar realitatea, nimic altceva. Și nu știu cu ce am putea veni foarte clar și bine definit în clipa de față. Eu zic să folosim avantajul că suntem membri într-o familie europeană cunoscută, cu valori foarte clare și să nu ne temem să îmbrățișăm valorile verzilor europeni și să le promovăm inclusiv la Teleorman sau la Bistrița. Jean, dacă pot să intervin, am fost la discuții și când ne-am întâlnit cu președintele Florin Călinescu, cred că mesajele pe care noi vrem să le transmitem le avem deja, mare parte au fost transmise de președinte în emisiunile la care a participat. Avem în lucru un program care e aproape gata și cât de curând președintele va ieși din nou cu mesaje. Deci mesajele și programul, manifestul verzilor este gata și a fost transmis mare parte dintre el deja de Florin, referitor la, și dacă ne uităm numai în emisiunile pe care el a făcut și prezentările, a spus foarte mult ce vor verzii și ce propun verzii românilor. Deci eu cred că comunicarea pe care el o face e foarte bună, cum a zis Oleg, avem nevoie și alți comunicatori să vină lângă Florin, iar Florin nu ține să fie el singura voce, încet, încet identifică și cu timpul va identifica persoane care să vină lângă el, pentru că nu știu, în discuțiile poate ți-ai dat seama că el nu vrea partidul pentru el, el vrea partidul ăsta pentru oameni și echipe, ce a spus, cel puțin 1000 de oameni are nevoie cu care să conducem țara. Ceea ce a spus domnul Călinescu. Nu asta este problema. Cu ce mă confrunt, de exemplu? Domne, problema locurilor de muncă. O rezolvați, nu o rezolvați, cum aducem investiții, cum aducem investitori. Oamenii trebuie să trăiască din ceva. Ei, aici, în Teleorman, cel ceva nu prea mai există. Asta e o problemă reală. E poate cea mai dureroasă problemă. E adevărat și noi la asta să lucrează și o să venim cu niște propuneri, dar fără, nu o să venim cu propuneri mincinoase, nu cum a făcut omul din Teleorman, care a venit, a prezentat poporul român un fel de program acela electoral cu tot felul de promisiuni, l-a votat, a obținut 60% din voturi și s-a dovedit problema că au fost niște lucruri care nu au putut fi puse în practică. Demagogie, da. Deci, la demagogie, românii s-au săturat de demagogie și preferăm să fim sinceri și să luăm lucrurile încet și să venim cu propuneri care pot fi puse în practică.
Asta aici? Și spus Florin Călinescu de multe ori. Nu vin cu soluții minune, nu există soluții minune. Bineînțeles că din partea Europei putem apela și la... Acum sunt, vor fi ajutoare care vor fi date către țările membre, sunt 500 de miliarde au fost aprobate astăzi sau ieri, nu știu când, de către Comisia Europeană. Problema e că noi avem noi aici oameni în țară, politicienii, care să facă lucrurile, să pună lucrurile în ordine. Noi, din păcate, nu suntem la conducere. Silviu, hai să spun cu ce m-am întâlnit acum recent, săptămâna trecută. Eu am, mă rog, derulez un proiect dintre ăsta cu fonduri nerambursabile, așa zis, european. Venind această criză, da, eu am cam pus activitatea în cui pentru că practic nu mă pot, nu mă pot mișca. Că fac parte din, mă rog, activitățile conexe Horeca. Și am avut o discuție cu reprezentanții firmei care au implementat acest proiect în România, Antreprenorium se numesc, și cu reprezentant de la Ministerul Fondurilor Europene și încă un reprezentant de la Ministerul Finanțelor. Vreau să spun că m-am lovit timp de un an jumate, de doi ani jumate de fapt, de când am făcut acel proiect, de o birocrație excesivă, imensă, aș putea spune criminală pentru desfășurarea unei activități în regim normal. Am încercat să-i determin pe cei de la Ministerul Fondurilor Europene să revină asupra unor criterii care, în clipa de față, în starea actuală în care ne aflăm noi, practic, nu teoretic, adică și teoretic, dar și practic mai ales, sunt caduce, nu și-au rostul, nu și-au locul, adică practic blochează toată activitatea mai mult decât o face acest COVID-19 și ordonanțele militare ale ăstora. Bun, nu au acceptat niciun fel de dialog. Au spus, astea sunt și pe astea mergem. Apropo de banii europeni de care spui, eu sunt convins și e normal și logic, făcând parte din familia europeană, ca să participăm cu toții la aceste proiecte, la aceste beneficii. În schimb, problema e statul român. Când se ajunge la Ministerul Fondurilor Europene, când se ajunge la Ministerul de Finanțe, când se ajunge la birocrația românească, care nu face nimic decât să pună tălpi și frână la absolut toate inițiativele bune și sănătoase care pot să producă, e, degeaba ne dau oamenii aia bani, că s-ar putea să nu ajungem la ei. Eu vreau să-l întreb pe colegul Ciobănică, care tot în domeniul Horeca lucrează, cum, dacă a accesat banii europeni și cât de greu a fost desfășurarea, adică activitatea pe care o desfășoară și cum se descurcă. Activitatea mea de Horeca... Nu se descurcă. Stai puțin, da. Acum stau. Activitatea mea de Horeca este bazată pe investiții proprii ale mele și ale băncilor. N-am accesat fonduri europene, dar ca și idee ce spune colegul nostru de la Tellerman, într-adevăr este o chestiune greoaie. Pentru că am prieteni care și-au luat fonduri, dar au reușit să implementeze. Într-adevăr, au fost mai greu pentru că oamenii care sunt la noi în anumite structuri ale statului sunt incompetenți, că asta e discuția. Vis-a-vis de mesajul care spuneați dumneavoastră, care trebuie să-l dea președintele, eu în ziarul meu care l-am creat pentru Bistrița am pus manifestul politic în care este explicat, care e al meu și al lui domnul Călinescu, cred că se vede, da, semnat cu poză, prin care explicăm tot ce vrem noi, verzii. Și asta eu cred că este un punct de la care să plecăm și să vorbim cu oamenii care în momentul ăsta nu mai cred în partide politice și vor crede în oamenii care sunt desemnați ca să acceseze o funcție. Va fi un drum foarte greu, cu foarte multă muncă. Și venind din distribuție, vă zic că cel mai important lucru e să stăm față în față, cum stăm la emisiunea asta, verde în față, și să povestim cu ei despre valori, despre program, despre noi, despre ce vrem să facem. Pentru că trebuie
să plecăm de undeva. Și încet, încet o să construim tot ce înseamnă partea asta de platformă de care avem nevoie și eu cred că la un moment dat vom putea conduce noi partea asta de structuri și nu oamenii ăștia care sunt incompetenți. De aceea în Partidul Verde e necesar să vină oameni de valoare și care au ceva în cap. Și s-au săturat de politică, cam toată lumea s-a săturat de politică și de 30 de ani ăștia nu m-a s-o schimbat. Ceea ce avem și în manifestul politic care l-a dat domnul Călinescu. Da, e foarte corect. Eu am dus bătălii dure aici cu PSD-ul de-a lungul timpului. Am fost în municipiul Roșior de Vede, singura localitate din județ care, mă refer la municipii și orașe, care a avut primar liberal două legislații la rând. Acolo, într-adevăr, s-a aplicat cea mai, nu știu, poate clasica, dar cea mai dură metodă de a face campanie, step by step, din ușă în ușă, acolo unde a trebuit să explicăm la oameni absolut tot ceea ce trebuia transmis. Nu doar spus, ci și explicat. Eu zic că rețeta este universal valabilă, munca va fi destul de grea pentru că va trebui să părăsim casele și să circulăm foarte, foarte mult. Va trebui să găsim oameni în cât mai multe localități, în măsura posibilităților, pentru că în anumite localități din Telorman, de exemplu, am găsit oameni care și-ar fi dorit, dar cărora le este frică de autorități. Și anume, am găsit profesori care mi-au spus cu mare plăcere aș veni alături de tine, dar directorul este PSD-ist și am probleme cu orele, am probleme cu încadrarea, se intră în restrângere de activitate și dacă fac un pas greșit, îmi restrânge activitatea și pot să plec de acord. Am găsit președinți de asociații agricole, oameni pregătiți, oameni cu mintea pe umeri, care mi-au motivat același lucru. Le este teamă de primar, le este teamă de controle, le este teamă de presiuni care pot fi făcute și care, să știți că le fac. În momentul în care au ocazia și le dai ocazia, fac aceste lucruri. Nu zic că e imposibil, dar va fi foarte, foarte greu. Orașele din Telorman sunt destul de mici. Oamenii se cunosc toți cu toți și iar legăturile dintre ei sunt, cum să vă spun, foarte complicate. Adică este foarte greu în clipa de față să găsești, dau un exemplu, un candidat foarte bun, un candidat bombă, să-i spunem, pentru o primărie de municipiu sau de oraș. Oamenii de foarte bună valoare au plecat, au rămas cei care, mă rog, puterea obișnuinței sau i-a legat un serviciu sau poate părinții în vârstă de care au avut grijă și au rămas aici, dar care nu mai vor să fie înregimentați politic, care nu se mai bagă pe românește. Aici, iarăși avem o problemă. Cei care fac politică s-au plimbat cam în toate partidele, au trecut de la un partid la altul cu mare grație și fără niciun fel de resentimente și de rușine sau de jenă. Poate ar trebui să ne gândim la atragerea în politică a activiștilor civici care s-au implicat până acum în ONG-uri, grupuri de inițiativă, sau să încercăm să-i chemăm pe cei care au plecat, cum ziceți dumneavoastră, de acolo, din provincie, au venit în capitală, să-i chemăm acolo să se implice la nivel local al firul ierbii, sau pe cei care au plecat în diaspora să-i convingem să revină acasă și să pună omorul la însănătoșire, la europenizarea României, măcar în al 14-lea an de la aderare la UE. Pentru cei care au plecat în diaspora, nu există o ofertă, adică este foarte greu să renunțe la ceva stabil, ceea ce au acolo, ca să vină să ducă o muncă de Sisif și poate fără niciun fel de finalitate. Deci, din diaspora, credeți-mă că am încercat să găsesc oameni, dar nu. Am încercat să găsesc și am găsit câțiva din cei care au plecat de aici către București, care și-au găsit serviciu în București, lucrează în București, s-au mutat de fapt în București, iar aici mai au casele părintești, mai au părinți, mă rog, mai au rude și vin poate săptămânal sau bisăptămânal la casă. Dar și oamenii ăștia sunt iarăși greu de convins, pentru că iarăși nu ai ce să le oferi. Adică în momentul în care ei sunt conștienți de faptul că noi suntem un partid undeva la, nu știu, 2%, 3% în clipa de față. Sunt oameni cu mintea limpede și oameni care judecă lucrurile la justa valoare.
Și e, iarăși, e greu să îi implici, adică să devină chiar devotat și să-i faci și activiști, să poată să muncească, să-ți facă campanie, să fie conștient și convinși de necesitatea mesajelor și platformei noastre a partidului. Din cei tineri, aici este iarăși o mare problemă. Cei tineri de foarte bună calitate au plecat, cei tineri din zona medie sunt plecați din țară, este clar că n-au avut ce să facă aici, pentru că în afară de primărie și câteva societăți dintre astea de, cum le zice, de, mă rog, servicii tot ale primăriei. Servicii tot ale primăriei, exact. Deci totul aici depinde de primărie. Cine este primar decide cine se angajează, cine și cine vine ca să aibă un loc de muncă. Asta este foarte clar, nu e un secret. Cred că nu trebuie să vă spun lucrul ăsta, nu vă spun o noutate. Și automat că pleacă și nu mai revin. Cei tineri care sunt aici, repet, care au rămas, sunt de bună factură. Deja sunt ocupați, au diverse afaceri, mai profitabile, mai puțin profitabile, care iarăși au teamă de eventuale controle, de eventuale presiuni, cu sufletul să zicem că sunt alături de noi, dar practic nu mișcă un deget. Ce să vă zic? E o problemă, adică bănuiesc că în toată țara este același lucru. Cred că și la dumneavoastră, la Bistrița și în București mai puțin, că totuși Bucureștiul e altceva, are un alt profil. Dar în provincie, în județele sărace, e greu, e foarte greu. Eu cred că sunt foarte mulți oameni care vor schimbarea și eu am discutat cu prieteni de-ai mei și mi-au spus că bine că am apărut ca și candidat, că mergeau și anulau votul și să le dau ideile partidului, nu neapărat ca să devină membrii de partid, ci ca să susțină chestia asta mai departe, adică să promoveze valorile și gândirea noastră. Și cred că trebuie să găsim oameni care își doresc să facă asta și își doresc să facă schimbarea. Uitați-vă la chestiune. Vă rog, spuneți. Uitați-vă la partea cu USR-ul, care a promovat o chestie fără penal și marea majoritate a tinerilor sunt acolo. Și ei... USR-ul nu există. Nu există, există o umbrelă. Ei votează pe cine cred că este bun. Păi la locale nu știu pe cine o să voteze, pentru că ei n-au organizații. N-au organizație la dumneavoastră. La Bistrița, spre exemplu, au și nu se înțeleg ei în alianță. Deci sunt tot un partid politic care nu înțelege ce este bine pentru viitorul nostru, a tuturor. Și probabil că putem să facem tot ceea ce ne propunem găsind oameni care să-și dorească schimbarea și să nu le fie frică. Până la urmă, dacă tu îți desfășori activități comerciale sau orice fel de activitate, dacă ești la zi și în regulă cu anumite aspecte care țin de fiscalitate, care țin de partea asta economică și așa mai departe, oamenii o să vină și o să-ți dea o amendă cum dă la fiecare când vine cineva în control. Dar asta nu înseamnă că tu, dacă susții ideile unui partid, o să fii vânat și o să fii pus cu votul pe labe. Corect, se poate întâmpla și lucrul ăsta dacă cineva se ține scai de tine. Dar în momentul ăsta, noi care suntem 1% sau 2% sau 3% sau 5%, nu ne bagă nimeni în seamă, stați liniștiți. Noi acum e nevoie să ne construim pe orizontală platforma, asta e părerea mea. Și după aceea să construim în sus. Și încet, încet o să avem nevoie de exemple care se întâmplă, spre exemplu, la Timișoara s-a format o organizație foarte puternică în zona aia, o să se mai formeze în România și încet, încet oamenii o să adere și la partidul ăsta verde care are niște valori din punctul meu de vedere.
care promovează niște lucruri palpabile. Partea de locuri de muncă, vă spun că eu am gândit-o la Bistrița cu relansarea micilor producători, care nu sunt numai din Bistrița, și sunt și din județ. La momentul ăsta în județ sunt 35.000 pe hârtie. Într-adevăr, ei poate sunt 20.000, că restul iau fonduri de la APIA, că își curăță, cum se cheamă, terenul. Și atât. Dar încet, încet putem să creștem și să credem. Dacă noi nu o să transmitem mesajul cu încredere mai departe și dorință de a promova lucrurile astea în care noi credem, nu o să vină nimeni lângă noi. Ne auzim? Da. Aud. Da, intervin puțin și aici, referitor la știu discuția pe care colegul Jean, referitor la județul Telorman, dar e similar și alte județe din sudul țării, într-adevăr, unde situația e diferită cumva de față de Transilvania, mă refer la nivelul de, nu știu, nivel economic și educația populației, și tot timpul s-a dovedit de-a lungul anilor că acolo PSD-ul și în general a avut un bazin mare de votanți. Și Telormanul cumva a excelat aici, iar pe timpul ultimei guvernări PSD, acolo s-a politizat în Telorman până la nivel de profesor s-a ajuns sau la... Bine, e situație cam general în toată țara, unde politizarea s-a făcut prea în jos, s-a dus prea jos, adică de la direcții în administrația locală, toți trebuia să fie de la același partid. Deci o politizare de adevăr prea mare la nivel central și la nivel local. Telorman, într-adevăr, are problemele astea, pentru că acolo situația este mai gravă. În general, oamenii au fost puși relațional și tendința partidelor, în special a PSD-ului, dar și PNL-ul, este să-și formeze aceste, să zicem, acești oameni fideli pe care îi ține în funcții de conducere, primari, nu știu, începând și cu poliție și cu direcții și toate lucrurile acestea, da? Este, într-adevăr, e o realitate pe care e greu să o schimbi. O schimbi, dar o să se schimbă greu. Iar reforma aceasta se face de jos, ar trebui făcută de jos și din cadrul politic. Partidul Verde asta vrea să facă, să vină cu o schimbare în politică și să arate că trebuie făcut lucrul ăsta. Lumea așteaptă o schimbare. Vocea noastră, deocamdată, este Florin Cărilescu, vocea principală, dar avem nevoie și de alte voci și oameni care, cum este domnul colegul, care cred că va avea succes la Bistrița și urez succes, urăm succes. Succes, corect. Dar la Telorman a și spus, și noi a și spus, participăm la alegerile locale atât și acum și cum putem. Nu trebuie, dacă nu reușim acum în anul ăsta să avem liste, asta este, ne pregătim pentru 2024. 2024 este anul în care noi ne arătăm și ne organizăm în vederea alegerilor 2024. Da. Silviu, tu ai sesizat foarte bine realitatea din Telorman. Deci am numit un profesor tânăr de geografie, președinte interimar la tineret, pe județ. A avut foarte multe generații de copii, au trecut cu mine, este un profesor foarte bun, recunoscut ca un dascăl adevărat de copii, respectat, în sfârșit. La vreo, nu știu, la o lună și ceva, în timpul unor discuții, între mine și el, au mai asistat și alții, că normal ne ducem să popularizăm ideile și să reîncepem, să reconstruim, da? Să începem reconstrucția, practic. Această treabă a ajuns la urechile directorului lui de la liceu, cum că ar fi membru activ și președinte la tineret la Partidul Verde. Respectivul director, evident că e de la PSD-ul. Și l-a chemat în birou, i-a atras atenția că să-și bage mințile în cap, să-și vadă de treaba lui, că altfel are grijă să... Da? Și de ce n-a ieșit scandal din asta? Pentru că e deloc normal și acceptabil. De ce nu s-a auzit? De ce nu s-a făcut caz? De ce a acceptat-o ca normal? În Telorman, dragul meu Oleg, în Telorman lucrurile astea sunt la ordinea zilei. Nu este un fapt,
Hai să vă povestesc ce s-a întâmplat la spitalul din Caritas din Roșiorii de Vede, unde incompetența, hotărârile politice luate de niște politruși mărunți au dus, duc clar către o tragedie de proporții. Au transformat spitalul din Roșiorii de Vede, care este un spital modest din toate punctele de vedere, în primul rând al dotării, da? L-au transformat în spital suport COVID și au adus bolnavi de COVID în acel spital, iar cadrele medicale au fost total nepregătite. La un moment dat erau 25 de măști în spital, nemai vorbind de halate, nemai vorbind de combinezoane, nemai vorbind de măști, de ochelari de protecție, de nimic. Eu vorbesc de măști, 25 de măști. Și în câteva zile, într-o săptămână, au reușit să interneze aproape toată secția de boli infecțioase, tot ce înseamnă medici și asistente medicale sunt internați, confirmați COVID, iar ieri au închis și secția de oncologie, care tot secție suport era. Deci s-ar putea, dacă lucrurile nu se pun repede la punct aici, să asistăm la o altă Suceava, la o altă dramă ca la Suceava, datorită hotărârii unor incompetenți, unor tembeli, că altfel nu pot să le spun. Ați vorbit până acum despre incompetență și politizare, dar se pare că am ajuns la sărăcie și corupție, care sunt strâns legate și merg peste tot împreună. Polul sărăciei Moldova, Suceava, Vaslui, Botoșani, polul sărăciei Teleorman și iată tot aici corupție și tot aici COVID și carantină. Nu e așa că se leagă? Da, lucrurile astea nu prea poți să le separi. Atât timp cât vorbești de sărăcie și lipsă de educație, ajungi și repede și în celelalte laturi mai puțin plăcute. Nu, că în Transilvania ar fi mai bine. Iată, avem o directoare de spital arestată și acum are pusă în funcție. Avem un primar care a fost votat în timp ce era în arest preventiv, se pare, nu? Deci se întâmplă și la case mai occidentale, ca să zic așa. Să zicem și la case mai mari. Dar totuși, mie mi se pare că lucrurile acolo sunt mai izolate și mai puțin din punct de vedere, mai puține din punct de vedere numeric. Mai puțin pandemice. Poftim? Mai puțin da, pandemice. Nu, da, de proporții pandemice în Teleorman. Deci au reușit în două săptămâni de zile, practic, să pună un spital pe butuci. Ca să nu mai spun de ceilalți bolnavi care au alte boli, mă refer la cei care au nevoie de tratamente oncologice, de cardiologie, de absolut toate celelalte specialități. Le-au mutat la Alexandria. Iar oameni bătrâni, bolnavi, trebuie să se ducă la Alexandria pentru că pe ăsta l-au făcut suport COVID și în două săptămâni e aproape închis. Deci vor cere acum și ajutor militar, că nu se descurcă. Păi au schimbat ieri directorul. Au schimbat directorul care era. Au adus-o o doctoriță din Turnu Măgurele. Au numit-o directoare. Femeia a venit pe cai mari, da? Foarte hotărâtă să miște munții din loc și a constatat că practic nu există aparatură, nu există aparate de aer, nu există prize de aer la paturi. De ce să vă spun? Eu am spus că o să reziste maxim o săptămână și o să plece de unde a venit. Și automat, ca să se pună ordine, cred că până la urmă se va apela la... Car, din punctul meu de vedere, nu e o soluție fericită să vină armata. Pentru că, nu știu de ce, dar eu sunt civil, sunt un om liber și când aud de armată și de reguli militare, mă gândesc că s-ar putea prelungi și s-ar putea să nu fie de bun augur. Mă gândesc, nu știu. Poate că tocmai rigoarea militară se ducă la scurtarea perioadei de carantină, că dacă totul lăsăm, o lăim așa, mai mergem și la Paști, la biserică, mai ne împărtășim cu toții și până în toamnă nu mai terminăm. Vreau să-l întreb și pe domnul de la granița de nord. Acolo aveți astfel de probleme cu carantinarea? Vin gastarbeiterii, vine diaspora, s-au făcut centre de carantină, e strict, e periculos, aveți mulți morți, îmbolnăviți, stați acasă în izolare. Care e situația, atmosfera? Stă acasă în izolare, este armată poliție pe stradă, lumea în general respectă toate lucrurile astea, vis-a-vis de spitale, chiar dacă partidul PSD la Bistrița și la Consiliul Județean și la primărie, spitalele din
orașele mici, Năsăud și Beclean, care nu erau pregătite, nu s-au pus pentru internare de COVID și se trimit la Cluj. Adică sau oamenii respectă aici niște reguli. Sunt într-adevăr zonele needucate, spre exemplu cum e localitatea Reteag, unde a izbucnit un focar de COVID când au venit afară, de afară și s-au plimbat acolo fără nicio regulă și restricție, dar lucrurile în general se respectă și toată lumea merge în direcția de a combate boala asta epidemiologică și e așezată. Nu sunt oameni să iasă pur și simplu și să nu asculte. Este poliția... Mi se plângea luni, un coleg de la Tulcea se plângea că poliția abuzează, că aplică amenzi cam fără noimă, aveți așa fenomene? S-au aplicat și amenzi. Nu, la fel ca în toată România, dar oamenii își fac declarațiile, merg, vin, da, e foarte interesantă partea asta cu declarații și cu amenzi. E un nonsens, dar în sfârșit, nu știu cum au judecat-o și care este logica, atâta timp cât ai posibilitatea să-ți faci o hârtie, da? Ieși în oraș fără niciun fel de problemă, n-ai probleme cu legea, în speță cu poliția sau cu cine te oprește. Dar hârtia aceea o faci după un model aprobat de minister sau de comisia aceea militară și în care sunt vreo 5 motive pentru care poți să ieși în stradă, nu orice. Și dacă ai invocat acel motiv, trebuie să-l și demonstrezi. Dacă zici că te duci să o hrănești pe bunica, ei sună și verifică și nu-i bunica, s-au ieșit cu peșteșorul la plimbat, te trezești cu dosar penal sau cu amendă usturătoare. Dacă te duci să-ți faci cumpărături, ai bifat, da? Și poți să te plimbi și să te duci unde vrei. Deci nu e... Și îți cere buletinul aici, și vede adresa și nu te duci chiar unde vrei. Cum te duci la cumpărături la 30 km distanță sau la 3 cartiere distanță când ai magazine în jurul blocului tău? Nu vorbesc de 30 de km distanță. Eu vorbesc de urbea în care trăim. Poți să circul în liniște. Centrul orașului, în aglomerație, în magazine aglomerate. Care e problema? Așa cred poate unii români și de asta și se trezesc amendat și după aceea zic că e abuz, că e exces de zel. Dar acolo e scris clar, te duci la magazinul din proximitatea locuinței tale și te duci numai în caz de urgență și te duci cât de rar poți. Eu iată, ies o dată pe săptămână să-mi fac proviziile. Ne-am cumpărat hârtie igienică abia în a patra săptămână, când alții și-au făcut rezerve din primele zile sau în ajun de a se declara stare de urgență. Da. În orașele mici de provincie, centrul orașului reprezintă proximitatea pentru orice zona orașului. Pentru că acolo sunt toate concentrate. Asta e. Deci tot acolo se ajunge. Dar ce a fost frumos și ce este în continuare frumos aici în Telorman, bătălia permanentă între poliție și, bătălia între ghilimele, între poliție și romi. Cei veniți din Anglia, care au fost băgați în izolare, nu le convine, aruncă cu farfuriile pe geam, distrug mobilierul din hoteluri și locațiile unde sunt cazați. Poliția fuge după ei, îi caută prin case, ăia sar gardă pe la vecini, e o nebunie întreagă. Adică e, ce să vă spun, e ca la nebuni ce se întâmplă. E de meditat, de văzut de ce se întâmplă așa și de investit mai mult în educație, ca să nu mai repetăm la următoarea pandemie, pentru că evident nu o să le putem evita. Și de suferit are toată lumea din cauza unor irresponsabili, indiferent de etnie. Cu cât e mai puțin educat, cu atât e mai îngânfat și mai zvăpăiat. Normal, refractar și mai refractar la ceea ce îi se cere și la... o conduită normală. E foarte corect, că lipsa de educație duce la multe neajunsuri și la... Apropo de educație, da, teoria așa spune, că trebuie să investim în educație, să educăm oamenii, să... Să știți că România e ca un bolnav. Până prin anii 2015, mi s-a părut că România totuși este într-o fază acută. Adică lucrurile se pot schimba în bine, se poate reveni
la lucrurile bune care au fost. Nu tot ce a fost înainte a fost rău. Unele au fost bune, altele au fost foarte rele. Dar au fost și lucruri bune. În 2020, tare mi-e teamă că suntem într-o fază cronică. Și nu știu cum ne vom mai întoarce sau dacă ne vom mai întoarce vreodată la valorile reale ale românismului, ale acestei țări, la valorile tradiționale pe care le-am avut. Nu știu de ce vorbiți despre asta într-o discuție de partid liberal progresist de stânga, de valori naționale, tradiționale. E ciudat că și PSD, care tot se declara partid de stânga, tot era foarte naționalist și foarte habotnic religios. Păi acum în toate partidele, și de stânga, și liberale, și de dreapta, tot de valori tradiționale vorbim. Noi cam mult nu ne-am săturat de atâtea valori tradiționale. Care, de exemplu? Cea de mers la biserică, de mâncat toți în aceeași lingură în ajun de Paști, sau de bătut nevastă și copilul ca metodă de educație? Care valori tradiționale atât de minunată trebuie să o păstrăm? De dat bună ziua pe stradă, de exemplu. În orașe mari, când zici cuiva bună ziua la 2 milioane, pare un pic dus cu pluta, nu? Sau orașe de 1 milion sau de 100 de mii. Nu toată lumea trăiește în orașe mari. Mi-ai cerut să-ți dau un exemplu de o valoare tradițională. Ți-am dat-o, da? Ok, sunt de acord că e necesar respect pentru oricine. Poți să zici și bună ziua și bonjour când vezi pe cineva mai franțuzit, de exemplu, sau ceau. O altă, eu cred că românul în sine, românul, noi românii, ăștia care ne cunoaștem și care ne vedem în fiecare zi în oglindă, nu cred că suntem hoți. Degeaba spunem că suntem un neam de hoți, de nu e adevărat. Asta mi se pare o trăsătură firească, românească, a nu fi hoți. Zău? Da? Se fură eu de pe timpul de... lui Ștefan, de lui Cuza, de pe timpul lui... Hoțul Vodă, de exemplu, se fură de pe timpul dacilor, se fură și de când eram primitiv și se fură tot timpul aici în Balcani, se fură și se va fura. Și nu e o trăsătură națională, e o trăsătură regională, pot să zic. Nu se fură atât de mult în țări scandinave, de exemplu. Oare de ce? Hai să spun, am copilărit, am avut privilegiul să am bunicii nord-olteniei, da? La care mă duceam și petreceam verile. Acolo nu sunt cu ușile, noapte. Îi rog pe Silviu și pe Dan să-și închidă microfoanele, că îl bruiază pe domnul Covaci și o să vă dea în judecată. Da. Da. Deci nu se fura, să știi. Nu se mințea. Erau oamenii corecți, erau oamenii cinstiți. De ce spui așa? Să știi că românul în sinea lui, în esență, nu este hoț, nu este mincinos, nu este un om rău, este un om tolerant, un om bun în genere. Tocmai asta e greșeala, că generalizăm și zicem românul e așa, neromânul e altfel, când orice nație are uscăturile proprii, are principialii, curajoșii proprii, sunt și mai rău, orice om e capabil și de lașități, și de fapte curajoase, și de minciuni, și de prefăcătorii, și de fapte demne într-un anumit moment al vieții. Sunt de acord cu tine, dar... Totuși n-aș merge pe excepții. Adică eu n-aș generaliza, repet, am prieteni în jurul meu care sunt oameni corecți, sunt oameni cinstiți, sunt oameni buni. Da? Și totuși ne vorbiți din Tellerman, capitala corupției, a sărăciei și a habotniciei religioase. Dar nu e habonicie religioasă în Tellerman, asta n-am spus. E satul totul mizerabil, plin de praf. Astă vară am pedalat pe acolo 400 de kilometri, plin de praf totul, în mijloc o biserică enormă cu cupole aurite. Totul e plin de praf, de noroi. Unde? Când plouă se face noroi, dar au băgat bani în biserică. Drumuri n-au făcut, biserica au făcut. În ce localitate ai asta? Că eu chiar nu știu unde. Am coborât până la Giurgiu, după aia am luat-o spre Olt și după aia m-am întors prin... Tellerman spre București. Deci am făcut 400 km prin multe localități, inclusiv din județul Tellerman. Foarte bine. Deci ai văzut cam ce înseamnă Tellerman, nu? Am fost foarte curios, că atunci era Dragnea la putere sau era Viorica lui. Erau amândoi. Nu, că el la o vreme a intrat la răcoare, că era prea cald la guvern. Da, era prea la soare, da. Așa, simți nevoia de ventilație. Da, deci... e foarte mult de discutat, sunt foarte multe lucruri de pus. Nu, lucrurile nu stau chiar atât de simplu. Trebuie găsite căile și metodele prin care să ajungem la
la un rezultat bun. La inima alegătorului sau la inima cetățeanului care ar putea să se implice alături de noi, alături de Florin Călinescu, în încercarea asta de a veni cu o alternativă? Și la mintea și la inima omului trebuie să ajungem. Că la inimă e poate mai simplu, dar la minte e mai greu. Dar aia e foarte importantă. De fapt, aia e cea care ne guvernează mintea. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare. Dacă vrea cineva în final o concluzie, dacă nu, avem mai mult de o oră de când am început discuția. Poate domnul Covaci a intrat mai târziu, dar noi am început la 7, în mod tradițional, ca în fiecare seară, în zile de lucru. Deja în weekend poate o să ne odihnim sau poate o să facem discuția așa mai fără coloratură politică, fără sigla partidului. Da, în fiecare zi de lucru de la 7 vă poftim pe undă verde. N-a mai intrat domnul Lucian Moldovan, dar poate o să mai găsim ocazie să ne povestească și el ce face la Bistrița. Domnule Dan Dumitru Ciobănică și domnule Jean Dina Covaci, vă mulțumesc. Mulțumesc și lui Silviu Dumitru, care m-a ajutat la moderare. Eu vă mulțumesc. O seară bună. Sper că le-a fost interesant și celor care ne-au privit, să ne ajute cu like, share, cum se întâmplă pe rețelele sociale, ca să fim văzuți și auziți. Noroc!